Bună seara, bun regăsit în centrul atenției, sunt Bogdan Papacostea, discutăm și astăzi despre cele mai importante știri, stimați respectatori, am anticipat o discuție de ieri, e vorba despre sondaje de opinie recente și despre felul în care se distribuie intenția la vot în acest moment. Conform celui mai recent sondaj de opinie al INSCOP, se pare că PNL e în cădere liberă, are cea mai mare scădere dintre toate formațiunile politice care au fost examinate, cântărite. PSD scade și el și, bineînțeles, aur crește periculos și vertiginos, în timp ce USR își păstrează tendința, dar crește nițeluși. Pe de altă parte, ce am constatat, văzând sondajul în scop, este că UDMR nu apare pe acolo, ceea ce înseamnă că, pe undeva, soarta acestui partiduleț etnic de buzunar, spuneți cum vreți dumneavoastră, este scrisă. Probabil că UDMR începe să conteze doar la nivel local, nu mai este interesant la nivel central. Ce înseamnă asta, mai precis, poate un rol mai mare pentru aur? Vom vedea. Cert este că cifrele sunt următoarele, stimați spectatori. PNL pierde puțin peste 8% comparativ cu iunie 2021. Așadar, în iunie 2021 avea 26,6% și ajunge la 18% în iunie 2023. O scădere mi se pare catastrofală. E drept, PNL a fost. La, și este, la guvernare. E în guvern, chiar dacă în momentul ăsta nu conduce guvernul. Să spune că e firesc să se erodeze. Da, da, asta nici măcar nu este eroziune, este uh, dispersiune mai degrabă. Este și 2% comparativ cu decembrie 2021 când s-a instalat guvernul PNL-PSD-UDMR. PSD se află la guvernare de un an și jumătate, iar erodarea la guvernare începe să-și producă efectul și asupra socialdemocraților. PSD pierde un procent și jumătate față de iunie 2021, așadar, stimați de spectatori, de la 30,2% în iunie 2021 la 28,7% în iunie 2023. Păi este o scădere infimă, îndrăznesc să spun, având în vedere că PSD a fost și este la guvernare. De curând are prim-ministru, dar a fost la guvernare. Dar PSD, datorită jocului electoral de glezne, spuneți cum vreți, pe care l-a practicat cu succes, iată, se erodează, cum se spune, doar două procentele acolo, adică foarte puțin față de PNL, care s-a dus serios la vale cu 8%. Au aflat mereu în opoziție în această perioadă, Deși a avut o evoluție foarte sinuoasă, crește 6% în ultimii doi ani, de la 14,2% în iunie 2021 la 20,01% în iunie 2022. În ultima jumătate de an, au înregistrează o creștere relativ constantă a intenției de vot. Cu alte cuvinte, au crește constant și mai are timp să o facă până la alegeri. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că dacă forțele politice, cum să le spunem, clasice de acum sau democratice, nu știu cum să le zic, PSD, PNL, USR, nu vor reuși fără UDMR să scoată 50%, va trebui să se facă o alianță cu aur. Ori știm că așa ceva nu este posibil din punct de vedere al democrației, din punct de vedere al imaginii, din multe puncte de vedere. Ceea ce înseamnă, cumva, eventual alegeri anticipate, putem să anticipăm momentul ăsta de pe acum. Așadar, deci aur crește constant. USR, care a trecut de la putere în iunie 2021 în opoziție, stagnează, avea 13,2% în iunie 2021 și are 12,7% în iunie 2023. Păi stagnează și nu prea. E vorba de 0,5%, e un procent important. Totuși, când ești în opoziție, o scădere, când ești în opoziție, dar aflăm că, de fapt, USR a crescut de la începutul anului cu 3%, întrucât scăzuse la 10%. Așadar, USR a scăzut până la 10%, de la 13,2% iunie 2021, a scăzut la 10%, acum a crescut înapoi la 12,7%. Așadar, USR a început să crească și el, ușurel. Sunt sigur însă că acolo este o limită. Sunt sigur că nu are potențialul de creștere pe care îl arată aur, și asta spune multe despre electorat, despre România, despre dezamăgirea românilor, despre toate aceste subiecte care mai de care, mai îngrijorătoare. Îngrijorătoare puțin în viața de zi cu zi, îngrijorătoare mult în ce privește alegerile. Scorurile principalelor patru partide încep să se strângă, ceea ce sugerează o competiție. Pentru alegerile europarlamentare, dacă se va menține această tendință de erodare a partidelor de la guvernare și de creșterea celor din opoziție, prin urmare, cu un an înainte de primele alegeri, toate partidele au timpul necesar pentru a-și calibra mesajele, politicile, acțiunile, astfel încât să modifice această tendință, deși dificil, nu este chiar imposibil, însă sunt vitale înțelepciunea politică, o conectare mai bună cu agenda reală a populației, o capacitate de comunicare mult îmbunătățită. Și responsabilitate, onestitate, rezultate, cât mai puțin populism, etc. Sigur că este asta se întâmplă în mod ideal, dar nu prea poți să joci în acest fel când ai un partid populist care apasă butoanele potrivite în coasta ta. Și atunci mă întreb cum vor reuși PNL-ul, de exemplu, cum va reuși să recupereze procente, cum. Mai ales că PNL este unul din partidele. Sau singurul partid care și-a trădat electoratul în modul ăsta, flagrant, pe față, fără niciun fel de jenă, după un discurs electoral contra PSD, ceea ce era până la urmă firesc, nu așa? Că PSD era adversarul după uh, tipul ăsta de discurs relativ uh, previzibil, după ce președintele Iohani și-a construit uh, discursul electoral apăsând puternic pedala anti-PSD, să aduci PSD la guvernare este o trădare a electoratului. Și este bineînțeles jenant și bineînțeles că înseamnă o lipsă de încredere totală a electoratului clasic al PNL față de PNL. Spre cine se îndreaptă alegătorii PNL-ului? Spre aur mi-e greu să cred. Probabil că stau acasă, probabil că nu mai votează și gata, că n-au pe cine pe PSD, alegătorii PNL nu vor face asta niciodată. Să voteze aur, nici vorbă poate spre USR să se ducă, dacă USR reușește să iasă din zona de mesaj woke, mesaj de stânga, să-i spunem, și să se ducă într-o zonă de centru, cel puțin, sau centru dreapta. Asta este însă o chestiune care se va întâmpla, probabil rămâne să vedem. Bun, mai departe, stimați respectatori, avem un raport al Comisiei Europene privind statul de drept în România. Comisia Europeană a publicat astăzi cea de-a patra ediție a raportului anual privind statul de drept, în care analizează situația din fiecare stat membru. Raportul vizează patru capitole mari, reformele din sistemele naționale de justiție cadrul anticorupție, libertatea și pluralismul mass-mediei și alte mecanisme de control și echilibru instituțional. La 28 iunie 2023, președintele Klaus Iohannis a informat Comisia Europeană printr-o scrisoare despre măsurile luate de România pentru a îndeplini ultimele angajamente restante și care erau menționate în concluziile raportului MCV din 2022. Comisia a constatat că încă mai există unele probleme în sistemul judiciar, percepția corupției în sistemul public rămâne la un nivel ridicat, în timp ce independența presei este pusă serios sub semnul întrebării, o mare problemă în România, deși poate nu vi se pare. Vă uitați noi așa, stimați de spectatori la televizor, nu la această emisiune, ci la alte emisiuni, la alte televiziuni și vi se pare că au o formă de echidistanță. Nu. Nici discuție trebuie să vă uitați cu mai multă atenție, să fiți mai sceptici, să fiți mai puțin credul, pentru că, din păcate, cele mai multe mijloace de informare în masă, deci nu mă refer doar la televiziuni, joacă clar, conform banilor care le sunt băgați în pușculiță. Ori asta înseamnă mesaje distorsionate. Au aparența Echidistanței, a obiectivității, în realitate, mesajele sunt distorsionate, tocmai pentru a vă face pe dumneavoastră să aveți o anumită perspectivă asupra lumii, asupra lumii politice, în principal. Așa că aveți grijă cum vă informați, de unde vă informați, nici online nu este mult mai credibil, pentru că și acolo se pompează foarte mulți bani care se transformă în distorsiuni astfel încât dumneavoastră să mergeți în direcția în care vi se propune. De-aia, când știi că cineva se uită la televiziunea cu tare, deja poți să presupui ce idei are, pentru că ele sunt în primul rând plantate, apoi întreținute și crescute de respectiva, mă rog, nu doar televiziune, respectivul canal de informare. La capitolul referitor la sistemul de justiție, raportul pentru România arată că modificările aduse regimurilor de răspundere civilă și disciplinară consolidează independența sistemului judiciar, dar unele cazuri de sancțiuni disciplinare în ceea ce privește anumiți magistrați continuă să ridice motive de îngrijorare. De asemenea, în ciuda eforturilor continue de îmbunătățire a situației, deficitul tot mai mare de magistrați generează preocupări serioase, deoarece ar putea avea în timp un impact asupra calității și eficienței sistemului judiciar, dar problema există deja. Ea se agravează, dar există Știm de multă vreme că este deficit de magistrați Știm că tinerii nu mai sunt atrași de această meserie Chiar dacă pare o meserie cu avantaje Când ne uităm noi din exterior Pensie specială, salariu mare Nu este o meserie, mie nu mi se pare o meserie Spre care un tânăr să vrea să se ducă E mai degrabă o meserie Sisifică, să spunem Și greu de făcut în România Pentru că nu sunt condiții depline E adevărat, salarii, pensii, da, dar să știți că nu este suficient. Mă rog, multora dintre noi li se pare că, domnule, dacă are pensie, are salarii destul. Nu e destul. Bun, Nu au existat evoluții în ceea ce privește impactul măsurilor luate pentru a aborda problema durate excesive a procedurilor civile și penale. În ce privește corupția, percepția experților și a directorilor de companii este că nivelul corupției în sectorul public rămâne ridicat. În indicele de percepție a corupției 2022 realizat de Transparency International, România obține un scor de 46 din 100 și se situează pe locul 25 în Uniunea Europeană și pe locul 63 la nivel global. Reforma codurilor penal și de procedură din România a fost, a fost adoptată. Dar ordonanța de urgență a Guvernului pentru a clarifica termenul de prescripție s-a de răspunsul legislativ întârziat și a dus la închiderea unor cazuri de corupție și la anulare de condamnări, arată raportul Comisiei Europene. De asemenea, procesele de corupție au fost amânate din cauza reorganizării judiciare, ceea ce riscă, riscă întârzieri și chiar atingerea termenului de prescripție, mai spune documentul. Aplicarea regulilor privind activitatea de lobby pentru membrii Guvernului rămâne în continuare de îmbunătățit. Nu s-a înregistrat încă niciun progres în ceea ce privește introducerea unor norme privind activitatea de lobby pentru membrii Parlamentului. De asemenea, nu s-a mișcat niciun deget pentru independența presei. Cum spuneam, un subiect la fel de important cum este buna funcționarea justiției, la capitolul presei, experții Comisiei Europene au ajuns la concluzia că nu s-au înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a cadrului juridic privind transparența proprietății mass-media. De asemenea, nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește recomandarea din 2022 de a consolida conducerea independentă și independența editorială a serviciilor publice de media. Finanțarea mijloacelor de informare în masă, în special a celor audiovizuale, de către partidele politice nu are transparență. De asemenea, nu s-au înregistrat îmbunătățiri semnificative ale cadrului juridic privind accesul la informații. Situația în ceea ce privește amenințările, cazurile de hărțuire și violența împotriva jurnaliștilor rămâne o problemă, constată raportul. Sunt și recomandări pentru România, așadar, stimați respectatori. Imaginea care se reflectă în scrisoarea Comisiei Europene în evaluarea Comisiei Europene nu este una îmbucurătoare pentru România, întrucât în momente și locuri cheie ale sistemului democratic din România există, iată, probleme serioase care se pare nu au rezolvare sau cel puțin lumea politică nu are voința de a le rezolva. De ce că e mai bine așa? E mai bine să fie mai puțin mai puțină transparență și mai mult control dincolo de ochii publicului. Este o problemă care poate să devină criză. Dar sperăm că nu se va ajunge acolo și că politicianul român, așa lipsit de cultură, lipsit de bun simț, lipsit de diverse astfel de calități care trebuie să-l facă un bun politician, sperăm că sub biciul Uniunii Europene, așa cum se întâmplă în istoria noastră post-decembristă, sub Comisiei Europene sau Uniunii Europene, își va îndrepta un pic spinarea și va prezenta niște demnitate și va putea să mimeze chiar niște competență, ceea ce este până la urmă, de ce nu, foarte interesant. Stimați telespectatori, vești bune mai ales pentru turiști, se deschide integral circulația pe podul de la Fetești, dar taxa rămâne suspendată, așadar nu vor mai fi întârzieri de ore pe autostradă, fie la venirea spre litoral, fie la plecare de pe litoral. Uh, circulația va fi ceva mai uh, relaxată, dar uh, noi în Constanța nu suntem deloc relaxați pentru că, de exemplu, s-a decopertat uh, Bulevardul 1 Mai de o săptămână și decopertat a rămas. E o mare întrebare în Constanța. De ce e nevoie să se decoperteze, să se strice? Vezi Lăpușneanu, vezi Șoseaua Mangalie, vezi Bulevardul 1 Mai ca să se asfalteze la Sfântul Așteaptă. Pentru că Șoseaua Mangalie, de exemplu, podul de la uh, Dorali, sau cum mi se o mai spune și până la uh, giratoriul de la Cumpăra uh, e, e decopertat de un an și mai bine că am și pierdut uh, șirul uh, anilor de acum uh, de ce se decopertează dacă nu urmează să fie asfaltat? Păi domnule, decopertați asta și asfaltați în câteva zile boală curată lipsă de logică, lipsă de rațiune poți să spui până la urmă, pentru că bieții constanțeni, printre care mă număr și eu uh, trebuie să treacă prin gropi și după aceea peste canalizări care sunt ieșite în exterior și după aceea trebuie să meargă cu mașina la serviciu, se repare bieleta sau știu eu ce alte nenorociri se mai strică pe acolo. Acum este bulevardul întâi mai decopertat. Frumos. S-a decopertat de o săptămână. Se circulă cu foarte mare atenție. Am fost anunțați, vedeți că după ora 21 în intersecții se lucrează, se decopertează. Păi de ce decopertează, domnule, dacă nu le acoperiți într-un interval rezonabil de timp? Acum tot orașul este decopertat. Pe Lăpușneanu, Ferească Dumnezeu! De atâta vreme! Și să pate. Nu mai vorbim despre calitatea lucrărilor care este una execrabilă. Pe unde te duci, domne, sunt dale puse de curând, al altă puse care sunt deja crăpate, ciobite. De unde le cumpără? Cât de prost pot să fie făcute? Și nu vreau să mă gândesc și dumneavoastră ați văzut probabil cei care ați trecut prin oraș, cum arată canalizările, capacele de canalizare, cum sunt ele integrate în acele în acel peisaj al dalelor. Păi, niște beton turnat de a arată, este un dezastru, îndrăznesc să spun. Ce prostie a făcut făgădău, dar ce prostie face administrația asta? Mă rog, contractorii și subcontractorii lor, bineînțeles. Unde duce povestea asta? Dumnezeule mare, unde duce la dezamăgire totală? Dar știți care e problema? Că au venit turiștii. E, au venit turiștii, s-au umplut orașul. E, pe unde circulă atâta amar de lume, începând cu Mamaia și terminând cu uh, restul orașului? Păi, vai de capul nostru! Ce să facem? Să ne luăm toți scutere, biciclete? Doamne ferește, și cu bicicleta prin orașul, așa cum arată, e moarte curată, dar și cu scuterul la fel, dar și cu ce să circul și unde să te duci? stimați spectatori, s-a lucrat și pe Bulevardul Mamaia, de la Delfinariu până la Pescărie. Dar poți să mergi ca omul? S-a lucrat și a durat și lucrarea aia. Poți să mergi ca omul? Nu. Pentru că nu mai știu cine lucrează. Confort Urban sau Raja sau cine mai lucra. Acum, pe bucata asta lucrată s-au săpat niște gropi acolo și s-au pus niște uh, bariere, să le spun de plastic, așa micuțe. Provizorii, evident, dar la noi provizorii, provizorii înseamnă cumva pentru totdeauna ca să se evite bineînțeles să nu dea oamenii cu mașinile în gropi. Păi și când se repară și problemele alea? Când se astupă gropile alea? La finalul sezonului că se strangulează circulația pe acolo? E ca la nebuni. Bine. Haideți să închid această paranteză atât de lungă cât durează lucrările de fapt pe la noi și să vă spunem din nou că iată Taxa de peaj de la fetești rămâne suspendată până la finalizarea tuturor operațiunilor administrative necesare reinstituirii acestei. Așadar, pentru turiștii care vin și care pleacă, și pentru dobrogenii care pleacă și vin, momentan faceți o economie aproape semnificativă, nu mai plătiți taxa de pod. Bun. Mai departe, stimați respectatori, că tot discutăm despre lucrările infinite din Constanța. Necesare, o spun din nou, necesare, absolut necesare, investiții care nu s-au făcut în 30 de ani, dar lucrări făcute prost în acest moment, lungite la infinit și lucrate fără minte, mă rog, pe fondul acestui subiect a fost o emoție puternică săptămâna trecută când s-a constatat o tragedie, anume un bărbat de 51 de ani a fost găsit mort într-unul din șanțurile din parcul de la gara și s-a pus problema și în felul ăsta. Domnule, au început să moară oameni în Constanța, să cadă victime acestor lucrări lipsite de rațiune. Așadar, conform anchetei, apare și prima ipoteză în cazul morții bărbatului găsit în tranșeele de la gară. Potrivit informațiilor, concluziile provizorii, se pare că nu ar exista suspiciuni în sensul comiterii unui omor. Ca prima ipoteză se conturează scenariul cum că bărbatul s-ar fi aflat sub influența băuturilor alcoolice, el a fost găsit decedat luni, 3 iulie, în una din gropile realizate pentru schimbarea conductelor, care are o adâncime de aproape 4 metri. Uh, trupul însuflețit a fost scos la suprafață, victima fiind identificată repede, pentru că avea la ea documente personale și telefonul mobil aflat într-un rucsac, avea și o sumă de bani. Um, e bărbatul era din Botoșan, lucra în construcții la malul Mării, n-a fost victima unei infracțiuni. Potrivit anchetatorilor, groapa respectivă era semnalizată și asigurată corespunzător, atât cu panouri din plastic, garduri, cât și cu benzi fosforescente, însă între panouri exista un spațiu de 20-30 de centimetri, așadar persoana se pare în stare de ebrietate, s-a dezechilibrat, a căzut. Nu ar trebui să arate așa lucrurile. Și dacă cineva este în stare de ebrietate și nu se mai poate ține pe picioare, nu trebuie să moară într-o groapă din oraș. Cade, se lovește, scântește o mână, în cădere se lovește, nu știm, dar nu moare într-o groapă. Uh, groapa n-a fost semnalizată sau uh, securizată corespunzător. Gropile alea sunt un pericol public și ele trebuie altfel securizate, mai serios, mai cu simțul răspunderii. Nu am aruncat acolo două gârdulețe de alea, două barieruțe din alea roșii și gata, mi-am făcut treaba, am semnalizat. Putem să luăm în calcul că sunt copii mici, că sunt animale, că sunt bătrâni care nu văd bine, că sunt oameni în stare de ebrietate, că dacă e în stare de ebrietate trebuie să moară și atunci le trebuie securizate serios. A, veți spune, păi dar domne, nici nu avem atâta gard câte șanțuri. Exact. Faceți șanțul, rezolvați lucrarea și după aia mutați-vă în altă parte. Nu puteți să faceți șanțuri în tot orașul și să spuneți nu avem garduri să le securizăm. Dar mai penibil este, de exemplu, ce se întâmplă pe aleea stadionului, în Tomiznor, lângă stadion, uh, lângă stadionul de rugby. Sau uh, să pat șanțuri, cred că, de cel puțin o lună. Nici nu mai ai pe unde să intri în cartier, propriu zis. Sunt securizate șanțurile. Știți cu ce? Cu o bandă din aia de plastic care se rupe foarte ușor, înodată pe undeva, Atenție, lucrări! Punct! Și lucrările alea stau așa și sanțurile alea sunt săpate de o lună jumate, două luni și mi-e teamă că vom sta încă un an, în doi cu ele în felul ăla. E vina primăriei? Păi nu ar fi lucrările primăriei, dar cineva trebuie să vină și să spună destul, gata, astupați-le oameni buni, rezolvați lucrarea, dar ce îi faceți? Ce piese așteptați? De unde vin? De pe Marte? Uh, e de bandadă? și de bandada ține clar de creierul lucrărilor, de creierul acestor mișcări de renovare. Ei, stimați spectatori, nu trebuie să moară nimeni în Constanța pentru că sunt șanțuri. Fie și un om în stare de ebrietate. Păcat de el, păcat de sufletul lui, cum se spune. Și cineva ar trebui să zică, îmi cer scuze pentru asta. N-ar fi trebuit să se întâmple. Bun, mergem mai departe, stimați spectatori. O știre de pe Dobrogea Live. Jandarmi transformați în băieții de la șezlonguri la bici barul șefului, deși era în timpul serviciului. Asta sună așa, într-un fel, Constanțean de la malul mării. La începutul lunii iunie, procurorii militari din cadrul DNA au dispus sesizarea Tribunalului Militar București în cazul acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate cu trei inculpați jandarmi în cadrul grupării de jandarmi mobilă Tomis Constanța. În acest dosar, inculpați sunt, mă rog, mai mulți inculpați la data faptelor comandanți de grupă în cadrul acelui detașament care sunt acuzați de complicitate la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în perioada iulie-septembrie 2022, la diferite intervale de timp, unul din inculpați și-ar fi îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu prin aceea că, pe de-o parte, ar fi absentat de la programul de lucru pentru a desfășura activități circunscrise obiectului de activitate al societății comerciale obținute de soția, deținute de soția sa, iar, pe de altă parte, ar fi dispus ca doi subofițeri în timpul programului de lucru se desfășoare diverse activități în cadrul aceleiași societăți comerciale menționate ori interesul personal al inculpatului. Conform arcodurilor de recunoaștere a vinovăției consultate de Dobrogea Live, soția maiorului cu pricina are un beach bar și o plajă închiriată în zona faleză nord. Aici, conform DNA, jandarmii subordonați se ocupau cu activități de tip închirierea șezlongurilor, deși erau în timpul serviciului public și plătiți de statul român pentru a asigura liniștea și ordinea publică. Așadar, jandarmii transformați în băieții de la șezlonguri. Ceva mai penibil decât atât, greu de imaginat. În timpul serviciului, deci, băieții ăștia mutau șezlongurile și probabil încasau ceva parale pentru ele. Uh, mă rog, nici nu știu cum să comentez acest tip de știre. O las ca atare, zâmbesc ca amar, cred că și dumneavoastră e un, un penibil cu o culoare locală, cu un specific pe care îl recunoaștem, stimați respectatori. Dar vorbind despre astfel de chestiuni, de câte ori începe sezonul, se reactivează în presa centrală sau periferică, se activează știrile cu uh, note de plată exorbitante pe litoral. Să fim serioși, mergeți pe litoral și veți găsi și oferte de tipul 4 mici și o chiflă la... 15 lei sau la 12 lei există și acea ceva. Există pe litoralul nostru prețuri pentru toate buzunarele. Sigur că sunt și cârciumi scumpe sau mai scumpe unde poate veni o notă de plată ceva mai ipărată, ceva mai scumpuță, dar... Oameni buni, dacă mergeți și mâncați nisetru și morun, vă așteptați să coste 3 lei, adică și din asta se creează niște știri rep repetitive, că le văd de la un an la altul, din care cititorii neatenți spun, wow, în Mamaia este catastrofă. Nici discuție de așa ceva, în Mamaia e catastrofă din alte puncte de vedere, nu din punct de vedere al prețurilor, care din nou spun sunt pentru toate buzunarele. Dar am văzut de exemplu, de curând, scandalul cu... Uh, o, o, notă de plată, cineva care a plătit, nu știu, 100 de lei pentru cartofi. Și era, ia uite cât costă o porție de cartofi. Păi erau 2 kg jumătate de cartofi prăjiți. Păi, Normal că ea costă, că 50 de lei kilo prăjiți când îi cumperi. 50 de lei kilogram, așa sunt și la împinge tabă, ăsta e prețul. O porție de cartofi costă 10 lei, dar oamenii au cumpărat 2,5 kg, 3 kg de cartofi, că nas, au vrut să se sature și au fost surprinși să vadă că a costat, au costat cartofi 100 de lei. E mult? Păi nu, ăla prețul de, pe, de oriunde te duci să cumperi. Porția de cartofi e 10-11 lei. Sunt știri construite în așa fel încât, cum spuneam, spectatorii, telespectatorii, cititorii neatenți să zică, mama mia, ce acolo, e mai, e mai tare ca în Dubai. În realitate, nu e nici pe departe așa, e adevărat însă că mamaia pare să se afle într-o suferință de ceva vreme încoace, de când cu taxa de parcare cam exorbitant, acum a scăzut, e rezonabilă, de când cu lărgirea plaj, plajelor care din păcate rămâne un impediment, de când cu, de când cu altele. Stimați telespectatori, deci se pare că în fiecare început de sezon, concetățenii noștri din afara Dobrogei sunt anunțați că e rău pe litoral, că e holeră, că e lepră, că, e, că, e, că sunt cartofi scumpi și așa mai departe. Stimați telespectatori, rămânem în Constanța. Primăria vrea să instituie interdicție de construire pe Taruzul Constanței. Reglementarea ar urma să apară noile planuri urbanistice. În momentul ăsta se poate descrie legea locală de construire trecând Aluzul ca zonă verde, este cunoscută dorința constățenilor de a păstra Aluzul verde, iar orientarea din tema de proiectare agreată cu municipiul Constanța este de a implementa interdicția de construire pe zona respectivă. Afirmația este confirmată și de arhitectul șef al Constanței, Dan Petreleu, prezent la consultarea publică condusă de Pujnava pe tema Puzului. Așadar, stimați telespectatori, Taluzul are un viitor fragil, spune Dobrogea Live, dar noi sperăm să nu fie atât de fragil viitorul Taluzului și să rămână zonă verde să nu se construiască sălbatic așa cum se întâmplă și cum s-a întâmplat în Constanța. Stimați telespectatori, închem aici prima parte a emisiunii noastre și vă spun că după cele câteva minute de publicitate urmează a doua parte a emisiunii în care am un invitat special. E vorba despre domnul Doctor Stomatolog Bogdana Catrinei, un tânăr din Constanța, care, însă, are titluri, e titrat, este un profesionist de săvârșit și, mai ales, vine în fața noastră, a Constanțenilor, și nu doar cu cele mai noi tehnici din medicina dentară. Este uh, un exemplu de uh, pasiune, de competență și de bun simț pe care. Vă invit să-l cunoașteți și dumneavoastră. Îmi face plăcere să aduc în fața telespectatorilor Dobrogea TV oameni valoroși care au de prezentat, au de spus despre ei înșiși și despre pasiunea lor. Așadar, vă invit să luați și dumneavoastră parte la această discuție în ce a rămas din emisiunea noastră. Ne revedem imediat. Bună seara din nou, stimați telespectatori, am revenit în studio, așa cum v-am promis, alături de mine un invitat special. Discutăm astăzi despre medicină dentară, mai precis despre implantologie. Alături de mine se află unul dintre cei mai titrați medici stomatologi din Constanța. E un om cu care ne mândrim și pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Un om care a făcut școală cât 10, îndrăznesc să spun, și care are ce să ne povestească despre un domeniu de care mulți ne temem, din păcate, în mod irațional, dar care este, de fapt, mai uman sau umanizat decât ne putem imagina. Alături de mine se află domnul dr. Bogdana Catrinei. Bine ați venit, domnule doctor în emisiune. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru prezentarea foarte frumoasă, mai că mă face să roșesc, pentru cuvintele frumoase. Într-adevăr, implantologia sperie, să zic așa, pacienții, deși acum ne aflăm, cum spuneam, într-o perioadă foarte interesantă a stomatologiei. Pentru că tehnologia actuală și tot ce înseamnă inovație au ajuns și la noi, și asta ne aduce pe un tărâm foarte sigur. Dacă implantologia cândva se baza foarte mult pe medicul care făcea intervenția chirurgicală, acum am furat câte puțin din, să spunem, din aviație și încercăm să minimizăm pe cât posibil greșeala umană. Și atunci devine mult mai interesant. Cred domenii. că stomatologia e unul din cele mai avansate domenii ale medicinei în momentul ăsta. Tocmai pentru că, fiind mai degrabă a privaților în România, este și locul inovării și al investițiilor serioase. De altfel, dumneavoastră, sunteți medic la Superden 92, o clinică dentară constanțeană cu o experiență, vine să spun vechime, dar mai degrabă cu o experiență de peste 30 de ani. Așa este. Mama a deschis la clinica Superdent 92 în, dacă nu mă știu, chiar în 89, deci mai mult de 30 de ani avem, cred că 32 chiar. Și ne putem mândri cu o experiență cumulată în cadrul același clinici de mai mult de 100 de ani, să zicem așa. Ați vorbit un pic mai devreme despre implantologie ghidată. Exact. Ce înseamnă asta? Pe scurt vă spuneam mai devreme și vreau să lărgesc puțin aria aici, pentru că e foarte interesant. Spuneam că tot timpul, știm că tot timpul intervin greșeli în orice act medical. Și medicii stomatologi, să spunem, în implantologie, am încercat în permanență să ne pregătim cât mai mult în domeniul nostru ca să minimizăm greșeala. Dar de multe ori greșeala, ca de obicei, apare că nu te aștepți mai, mai puțin. Și atunci intervine aici implantologia ghidată pentru că toată intervenția de a implanturilor are loc, eu ca medic, o fac înainte să aibă loc intervenția în sine. Adică pacientul îi se face o radiografie tridimensională, îi se face o scanare a intraorală a gurii, tot tridimensională. Aceste două informații se unesc într-un software special și medicul implantolog poate să facă plasarea de implanturi dentare și toți pașii ulterior, pe un calculator și pe niște modele printate și se pot verifica fiecare pas al intervenției înainte ca intervenția chirurgicală să aibă loc. Astfel, ca medic implantolog, afli dinainte care poate să fie bottleneck, unde te poți, unde poți, inter unde poți avea probleme. Și efectiv, pentru că are loc intervenția o dată pe calculator, în momentul în care o faci live, deja este a doua, zic așa. Și totul devine mult mai sigur. Um, Poziția tridimensională a implanturilor în osul pacientului este foarte clară și bine știută și dinainte și frezele cu care se fac găurile să spunem în os ca să placezi implanturile sunt făcute ghidat, frezele nu pot să rateze ținta, să spun așa, pentru că ele au sunt ghidate de o cămașă de plastic, efectiv se face, se plasează implantul în poziția perfectă protetic 3D. Și asta este inovația cu care foarte venim. Poate de ce foarte puțin spațiu pentru improvizație, deci pentru eroare, deci pentru nu știm de ce n-a ieșit. Exact. Totul este previzibil pus la punct în uh, beneficiul pacientului. Este de spus punctul B, ei. Deci exact despre asta este vorba. Este vorba că uh, medicina sau Emisia dentară, ca de cinei, nu poți să dai nicio garanție. Vorbim de un, orbi, un, om viu, da? Dar atunci ce putem încerca și o facem foarte bine, să minimizăm pe cât posibil eșecurile. Implantologia dentară are o rată de succes de peste 98%, dar chiar și așa rămân cele 2% pe care pe noi implantologii, deranjante, care deranjante, sunt deranjante. Și atunci, de fapt, lupta are loc pe aceste două procente, să zic așa, pentru că nu vrei să mai ai deloc eșec. Atunci, minimizezi fiecare etapă care ar putea să-ți dea un eșec în execuție, vrei să, o ia, vrei să o amâni complet. Și chiar dacă, de exemplu, am experiență 15 ani în stomatologie și din implantologie peste 10, chiar și eu care pun de atâta vreme implanturi, să spunem freehand, cum se făcea odată, chiar și eu prefer implantologia ghidată, chiar dacă am experiență, tocmai pentru că vreau să elimin pe cât posibil orice fel de, orice fel de greșeală, cât de mic ar fi. Mai este o problemă importantă, așa cum știu eu, cum știm mulți dintre noi de altfel în domeniul medicinei dentare, specializarea implantologie. Pare, din ce știu, din ce mi amintesc, -am un proces care durează mult. Vi astăzi, pregătim locul, mai vii peste două luni, s-a curățat rana, s-a închis, s-a crescut, s-a refăcut, dar înțeleg că dumneavoastră propuneți un concept revoluționar din sfix și în 24 de ore. Cum? Păi să vă explic. În primul rând, nici nu mai durează 24 de ore. E chiar mai puțin. De e chiar mai puțin. Deci de... Astăzi. Exact, exact. Cândva făceam acest concept, se numea implantologie, într-o din 24 de ore, pentru că pacientul venea, se făcea intervenția chirurgicală, cum vă spuneam, freehand, adică un medic implantolog făcea incizile, punea implanturile, unde crea de cuvință că este osul mai bun. Efectiv se ghida după situația locală. După aceste nouă intervenția chirurgicală, pacientului se lua o amprentă poziția implanturilor, pacientul era a dispus să a plecat acasă pacientul sau rămânea în clinică în rezervă, spunem, pentru 10-12 ore și abia atunci tehnicianul începea și construia lucrarea. După ce a avut loc intervenția chirurgicală se făcea o lucrare provizorie poate venea înapoi, pacientul era chemat înapoi, iar se făcea anestezie vă dați seama, după ce a avut loc intervenție chirurgicală, să face alte anestezii nu e prea plăcut și se încerca poziționarea lucrării făcută în câmpul operator. E, Acum am schimbat puțin... Tactica acum, în momentul în care noi facem implantologia ghidată și intervenția chirurgicală are loc pe un calculator, noi deja pregătim înaintea intervenției chirurgicale, lucrarea provizorie, bun de care ne trebuie, toate componentele care erau cumva la ghici, înainte să spun. Pentru că făceai intervenția chirurgicală și alegeai am nevoie de un bon de 3, de un bon de 2, de un bon de 1, deja. Toate sunt deja cunoscute. Eu știu ce implanturi voi folosi, eu știu ce lungime vor avea, eu știu ce suprafață am nevoie, eu știu bonturile cum trebuie să fie, eu am lucrarea provizorie efectiv pe câmp. Și atunci are loc intervenția chirurgicală. În momentul 2 după intervenție se montează și lucrarea provizorie și se poate spune că sunt dinți pe loc, să zic așa. Adică după o viață în care te-ai chinuit și ai probleme parodontale, se mișcă dinți și cad sau ai carii rampante care nu mai pot fi stopate și vrei să o rezolvi, se poate rezolva pe loc. Deci chiar suntem în punctul în care există această posibilitate și deja o facem eu practic implantologia ghidată de, cred că, peste 7-8 ani, dar acum este, să spunem, cumva un subiect ferbinte, este la modă pentru că suntem foarte norocoși, putem să folosim, avem imprimante 3D cu ultima tehnologie, se pot printa lucrări definitive cu ceramică incorporată în rășină, deci trăim, eu zic că cea mai interesant moment în stomatologia dentară. Chiar avem la dispoziție atât de multă tehnologie și în special pentru beneficiul pacientului. Asta mi se pare și este foarte este minunat bun. că și folosiți tehnologia pentru că ea poate să existe pe undeva prin lumea asta, dar e foarte valoros faptul că dumneavoastră o aduceți aici în Constanța și le oferiți, iată telespectatorilor, telespectatorilor, să spun, care aud în momentul ăsta și pe această cale despre dumneavoastră. Um, am auzit despre turismul medical. Um, pacienți care vin din alte țări, eventual români care au ales diaspora, care vin în țară să-și trateze dinții. Și știm că asta este iar o procedură îndelungată. Vin, trebuie să au nevoie de 30 de zile de... Dumneavoastră cu aceste servicii revoluționare, le veniți în întâmpinare, îi ajutați în felul ăsta cu rapiditatea și eficiența serviciilor dumneavoastră? Iar a spus punctul pe ei. Să știți că, într-adevăr, această tehnologie ne ajută să servim exact pacienții care vin din diaspora. Pentru că avem foarte mulți pacienți din zona Anglia și Italia care vin și care nu au timp la dispoziție ca un pacient din orașul nostru să poată să aștepte programările care să dureze. Și atunci, cu ajutorul tehnologiei, putem să rezolvăm în două, trei zile. Adică un pacient, efectiv, Trebuie să vină la clinică, în 2-3 zile au putem să fabricăm ghidul chirurgical, plasarea de implant, lucrarea provizorie, se întoarce după 10 săptămâni, 6 luni, cum poate, însu, pentru lucrarea finală și am terminat orice fel de problemă. Adică totul este foarte rapid. Cum fac acești pacienți? Vă caută pe internet, aveți un site, se programează, sună la un număr de telefon se face programarea de astăzi pe mâine sau de astăzi pe luna viitoare? Cum, care e procedura asta de obicei, administrativă? De obicei, pacienții ne contactează pe e-mail sau pe telefon. Cei mai mulți așa procedează. Ne trimit o radiografie panoramică ca să ne facem o idee despre ce este vorba. În funcție de orașul unde se află ei, în Anglia sau în Italia, câteodată putem să-i direcționăm spre un centru de radiologie cu care avem noi contact acolo ca să primim o radiografie 3D și putem să-i oferim chiar un deviz 99% exact, inclusiv ce înseamnă timp, care sunt costurile, să nu mai fie stomatologia, nu mai este de mult ca la bancă cu scrisul la mic în care îți spune cineva la telefon și te trezești în fața faptului plin că trebuie să plătești de două ori mai mult. A deveni foarte clar totul. Adică ce... Foarte clar, transparent Exact, și cât mai transparent, cât mai previzibil, exact. Totul este foarte ușor pentru pacient. Am spus la începutul prezentării noastre de astăzi că sunteți unul dintre cei mai titrați medici stomatologi da. din Constanța. La 30 de ani ați câștigat un concurs internațional, ați, avut, ați fost pe locul 2 la acest concurs internațional, aveți studii la UCLA în Statele Unite. Cum se traduce această experiență academică, să spunem, în domeniul dumneavoastră și ce pasiune a putut să vă ducă atât de eficient în direcția asta academică? Ah, eu de când mă știu am trăit lângă un cabinet stomatologic. Mama e medic stomatolog de ani de zile, unchiul meu medic stomatolog, două verișoare medici stomatologi. Deci tot timpul de când mă știu unde se auzea sunetul de turbine și un micromotor care făcea dinți undeva în fundal. Deci niciodată nu m-am văzut făcând altceva. E o pasiune pe care o am de când mă știu și, într-adevăr, am câștigat un premiu internațional, dar vreau să menționez că este un premiu în care au participat și colegul meu Răzvan Ungureanu, un alt medic cel puțin la fel de bun ca și mine din Constanța, și un laborator de Tarta pe atunci. Deci a fost este un premiu cumulat, am fost trei okay. câștigători. trei entități, două persoane entități. și o entitate. Exact, doi medici stomatologi, un tehnician într -o... în cadrul unei de lucrări dentare sunt trei părți. Avem medicii care se ocupă, medicul, să spunem, proteticianul, chirurgul care face implanturile și laboratorul care face lucrările. Și atunci tot timpul este o echipă de trei, să zic așa, minim, sau cel puțin doi, un medic și un tehnician. Atunci, tot această parte de stomatologie am fost atras de ea și efectiv m-am trezit că îmi place foarte mult ce fac și mai am încercat să spunem, să mă iau într-o competinție cu medici dentiști din alte țări. Pentru că vedeam am avut noroc, am avut parte de internet și vedeam cum arată o lucrare foarte bună, făcută de un medic dentist undeva din state, să spunem, era, țin minte, era un forum dentar, Dental Town se numea, acum 15-17 ani și mă uitam cum arată o lucrare făcută de cei mai buni din America și spuneam că vreau să fac și eu. Adică eu vreau să ofer pacientului român, pacientul din Constanța, nu sunt din Constanța, cel mai bun tratament medical care îl știu cum se poate face. Și efectiv vedeam cum se face tratamentul dentar și cum arată un produs de top și ai că vreau să fac ce eu să pot. Și ușor, ușor, din ce e mai bun, din ce în ce mai bun, până când da, în 2014, Academia de Protetică din Bolonia, e cea mai prestigioasă din lume, prima universitate din Europa, a organizat primul, prima competiție internațională de stomatologie, în care au participat, nu mai știu, vreo 60 de medici din 50 de țări, și toți am publicat cazuri rezolvate de noi pe internet, care au fost jurizate de niște entități foarte mari din Bolonia, din Stomatologia Mondială, și am avut norocul să, într-adevăr, să ies pe locul 2, împreună cu Răzvan și cu Laboratorul. A fost o experiență extraordinară. O experiență de care beneficiază indirect și pacienții dumneavoastră. Și cum au fost studiile la UCLA? Cum a fost acolo? E a alt fost... nivel, e diferit, e... mereu ne punem întrebarea asta. Sistemul românesc de educație. În medicină, evident, și uh, altele, în alte părți. Iată, în Statele Unite. Cum a fost experiența de acolo? Uh, într-adevăr, să spunem, în primul rând, vorbesc de implantologia dentară. Eu am făcut o specializare de implantologie la USIRI în California, a fost un program de un an de zile și, într-adevăr, ei pun implantul dentare mult înaintea noastră. Și atunci se poate spune că ramura asta a stomatologiei, implantologia dentară, uh, este la un alt nivel acolo din pur și simplu motiv pentru că ei o fac de mult mai multă vreme. Adică au medici specialiști pe implantologie cu mult timp înainte să se facă la noi. Și efectiv sunt medici periodontologi, Sasha Iovanovici, profesorul meu care a făcut din cursul de implantologie, care fac exclusiv implanturi dentare. Și atunci, ei pur și simplu pentru că văd foarte mulți pacienți pentru același tip de manopere, știu exact care sunt pașii ideali ca pacientul să nu aibă durere, să nu fie inflamație foarte mari, să fie o experiență cât mai ușoară pentru pacienți, pentru că știm foarte bine că cel mai... ne e frică. Pe românește, ajungi la stomatolog, în România se ajunge când te doare și e foarte târziu. De fapt, problema nu este că cei mai mulți pacienți nu vin să facă prevenția. Cuvântul adică, de ordine prevenție. Exact. Poate. da. Adică până să ajungă la mine să beneficieze de experiența mea, ar trebui să se vadă cu colegii mei care fac profilaxie în clinică. Și dacă vii de două ori la stomatolog, nu mai ajungi să te întâlnești cu mine. Deși acum nu mai e atât de speriat, mm -hmm. dar efectiv poți amâna momentul sau poate chiar să nu se întâmple dacă ai noroc Iar și ești... că greu să trecem peste traumele copilăriei unii dintre exact. noi. Am fost, ne-a dorut, numai când auzim freza aia bâzâind, putem da. să avem, să ne tai o transpirație rece. Exact, exact. Cred că dumneavoastră faceți ceva diferit de alții din același domeniu. Adică după ce alții mă gândesc, și nu doar în domeniul dumneavoastră, după ce își termină studiile academice și se apucă de meserie, uită cumva de studiile academice. Se scufundă complet, se imersează complet în tot ce înseamnă complexitatea meseriei. Dar da. dumneavoastră nu faceți așa, pentru că, citesc, în noiembrie se organizează un congres, organizați sau faceți parte într-un da. congres, la care vor veni cele mai mari nume ale medicinei dentare internaționale. Sunteți acolo. Da. Despre ce da. este vorba mai precis? Este vorba despre un grup, tot se numește, la nivel internațional, un prieten foarte bun de al meu, Pascoale Venuti, a înființat un grup care se numește Dintele din Viitor, în care sunt 80.000 de membri la nivelul mapamondului. Specialiști, medici, dentiști. Numai, exclusiv dentiști. În care noi promovăm stomatologia centrată pe pacient. Adică încercăm să nu cădem capcane marketingului pentru că trăim în lume în care toată lumea vinde materiale stomatologice, marile corporații care vând materiale stomatologice și atunci, noi, ca medici cu experiență, efectiv pentru că știm ce funcționează cu adevărat, începem, încercăm cumva să facem lumină în mm. toată buscula de produse toată lumea vrea să vândă câte ceva, să păcălească pe cineva, mm. să-și vândă produsul Noi având o experiență foarte mare și suntem un grup în care suntem vreo 20 de medici care ne-am pus experiența la oaltă și încercăm să ne adresăm publicului larg, medicului dentist da? să nu mai facă greșelile pe care le-am făcut noi în cursul timpului. Foarte interesant. Și atunci, efectiv, le oferim un drum pe care noi îl parcurgem și pe care la noi funcționează și dovedit că funcționează de ani de zile în clinicile noastre și efectiv le dăm, să spunem, soluția la problemele cu care noi toți ne lovim în cabinet. Numai că de rușine, nu vrei să știi că ai greșit și nu, nu vorbești cu colegul tău. Dar noi pentru că ne-am lovit de chestiile astea și vorbim între noi toate problemele care le avem, prin trial and error, am ajuns la un moment în care putem, să spunem, avem niște decaloage în fiecare disciplină și vrem să împărtășim acest lucru cu medici și dentiști din România, pentru că efectiv credem că există un mod mult mai ușor de a face stomatologie, cu mult mai puțin stres pentru medicul stomatolog și implicit cu foarte puțină, să spunem, traumă pe pacient. Adică pacientul eu știu asta de la mama, că tot timpul am lucrat în privat. Un pacient câștigat este un pacient educat, care dacă îi explici ce ai de făcut și dacă poți să o faci în cât mai puține cuvinte, pacientul înțelege că tu știi de pe ce vorbești. Și atunci, dacă încercăm să insuflăm această experiență, doam, să o împărtășim colegilor noștri. Și acest congres se face de câțiva ani în fiecare, de exemplu, anul trecut a fost în Spania, făcut în Murcia, Acum trei ani a fost făcut în, în Italia și acum este prima oară când se face un congres de ambergura asta în România, la București, unde avem invitați din speaker din Italia, din Portugalia, din Serbia, din Polonia, din România, eu, din Republica Moldova, colegul meu Vasile Cirimpei. Deci suntem un grup foarte mare care ne, ocupăm, ne place foarte mult somatologia și cuvântul de ordine este pasiune pentru performanță. Dacă Se cunoaște pasiunea, sunt sigur că există performanță și ce, cel mai bine pot depune mărturie în privința asta pacienții dumneavoastră. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune astăzi. Sunt sigur că nu doar pe mine m-ați convins, ci și pe telespectatorii noștri și avem nevoie, eu am nevoie, noi avem nevoie să vedem cât mai mulți din cei ca dumneavoastră. Pasionați, profesioniști, care își pun pasiunea la dispoziția pacienților, clienților lor, astfel încât toată lumea să fie mulțumită, acoperită și însănătoșită. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, cu mare drag cu altă ocazie și vă mulțumesc încă o dată. Stimați telespectatori, asta a fost în centrul atenției de azi. Vă mulțumim pentru atenție, ne revedem curând, rămânesc cu Dovrogea TV. Cele bune, seara frumoasă!